Pe lângă serviciile de super calitate, în sensul că pur și simplu noi ajutăm să se mute din casă. Deci, ce au învățat mulți clienții mei de la mine au fost așa. Că mai înainte de a te cunoaște pe tine cu alți agenți, vindeam casa și după aceea ne mutam din casă, mm-hmm. adică își mutau toate lucrurile din casă. Da. Ei lucrând cu mine, tradițional. Ei lucrând cu mine și-au dat seama că de fapt eu i-a ajuns să-și mute lucrurile din casă înainte de vânzare, mm-hmm. înainte de a pune listing-uri pe piață. Le punem în locker absolut tot și după aceea venim noi cu mobila, o facem stage de super calitate, arată ca un model home și atunci o vindem cu mult mai mulți bani. Da. Și avantajul este că după ce le vindem noi, scoatem toată mobila din casă, mm-hmm. casa rămâne impecabilă, mm-hmm. goală, frumoasă, gata de closing. Deci ei au salvat banii de mutare, care sunt 2, 3, 4, 5 mii de dolari. Absolut. Deci numai că eu ofer aceste servicii înainte de a o pune pe piață. Și oamenii zic, domnule, dar nu vine să cred. Mm-hmm. Adică, ai implementat un nou model. Un nou model. Pentru mine mă costă mai mult de 1%, că numai moving out everything. Deci gândiți-vă, moving out everything, îs câteva mii de dolari. După aceea staging, complete staging, este alte câteva mii de dolari. Da, pentru că aveți o echipă. Avem o echipă. Deci am... Deci, oameni care trebuie să fie plătiți. Da, avem angajați. Da. Mă rog, angajăm... Soția mea are în principal două doamne care o ajută. Și, pentru, mă rog, staging, pentru staging. Dar aveți o echipă da, de și, pentru... pentru moving sunt doar eu cu fiul meu. Ah, ok. Cu băiat, cu George, bine pentru mișcare. Da, George Mihai, care a terminat facultatea doar acum în septembrie, în august, a terminat facultatea la Waterloo și l-am luat, a făcut business administration, a și graduat. Și clienții la doră, hai să spunem. Și, da, clienții la doră. Și mi-a fost o mare surpriză să vă spun că în momentul în care a luat contact cu clienții mei, sau mă rog, l-am pus să bată la uși ca să spună la vecini că am vândut cel mai bine, da. Oamenii l-au plăcut, l-au introdus în casă și au zis, domnule, au bătut la uși 10 de agenți înaintea ta, nu da. Le-am deschis, pur și simplu le spuneam că nu ne interesează, dar când l-am văzut pe George, Mihai, domnule, parcă, nu știu, am văzut așa un îngeraș și am deschis ușa și pur și simplu am început conversația și după aceea George a făcut appointment cu, ca să le văd eu casa, să le dau un... dar el a inițiat această legătură de prietenie. Da, și probabil că el nu este, cum să spun, pushy, cum zic canadienii, n-a avut tot timpul în minte, trebuie să vând. Da. S-a dus deschis, s-a dus relaxat, s-a dus pentru o discuție, deci scopul nu a fost vând astăzi. Scopul a fost astăzi vreau să mă conectez cu persoana asta. Da, da. Și este foarte important. Da, este foarte important. Deci, da, a terminat psihologie minor și deci are această drag de a vorbi cu oamenii și a fi deschis, a fi transparent. Și pur și simplu oamenii îl văd ca pe un om bun, care nu vor îi văd bunătatea. Deci nu văd ca pe un om, îi văd de fapt asta, bunătatea reală, exact. Pentru că este... Și asta a făcut, datorită lui, să zic așa, da. Să mai facem încă 5-6 listing-uri, să luăm 5-6 deal-uri pe care le-am făcut cu oameni care erau în afara comunității, nu, canadieni, care au văzut pur și simplu valoarea a ceea ce facem, valoarea a rezultatelor noastre. Da. Și atunci au decis să meargă cu noi. Deci gândiți-vă să pur și simplu să fie apreciat de oameni care nu te-au văzut niciodată, dar care au văzut ce listingurile noastre, cum arată listingurile, ce prețuri am luat, cum am negociat, le arăt de una câte showing-uri am avut la fiecare listing. Aveți ce prezenta. Da, avem ce prezenta. Aveți ce prezenta. Aici stați extraordinar de bine. Deci aveți ce prezenta. Și dacă tot vorbim de George, de Mihai, că eu știu de Mihai, vreau să te întreb care, tot legat de 2021, dacă tot închidem anul ăsta, aș vrea un pic să facem un pic de eu știu, retrospectivă, de concluzie. Care au fost satisfacțiile cele mai mari, ca să spun așa, anul ăsta? Și cred că una este că lucrați în familia asta, cred că este pe primul plan, mă gândesc, nu? Una da. Dintre cele mai mari satisfacții în muncă. Pe care o faci. Da, e mai ales faptul că acum suntem în COVID, în lockdown, tot felul de chestii de genul ăsta. Noi am continuat să lucrăm în familie, suntem aproape, eu, soția Mariana, care e un stager de excepție, George, mai am o fată, Patricia, care lucrează cu mine cam de vreo 5 ani.
Ea este asistenta almost mea personală, e almost family. Multă lume crede că e fiica mea, dar da, e o fată bună. Face ofertele în DocuSign, mă rog, electronic. Pregătește tot și probabil da, să fie are... cât mai ușor și cât mai... Da, să fiu eu concentrat doar pe vânzări, absolut, doar pe cunoașterea de noi, noi persoane, noi clienți. Da. Deci, faptul că lucrăm în familie, că lucrăm aproape, că suntem un, cum să vă spun, un boutique company cu servicii de super calitate. Îmi place cum sună. E ca și cum ați merge în Caraibe la 7 stele hotel, care vă și masează, pe lângă faptul că aveți totul gratuit și toate calitățile. Da. Deci masează în sensul că și împrumut cu bani, nu mulți agenți împrumută oamenii cu bani, da. Eu o fac. Bineînțeles, nu la toată lumea, some conditions apply. Sigur că da. Dar vă am spus, am împrumutat oameni cu 15, 20, 25, 30, 35, 40, chiar 50.000 de dolari. Deci asta a fost maximul la care am împrumutat. Și cred că vreau să fac un program, cred că o să-l pun pe, o să, mă rog, o să găsesc pe cineva să mă ajute să market myself, deci să pun un program că pot să ajut oameni cu până la 25.000 de dolari okay. la fiecare tranzacție, iar acești bani să mi se dau înapoi, mă rog, după încheierea tranzacției, dar să fiu sigur că casa lor va arăta the best, adică cel mai bine, cel mai bun da. Posibil, cel mai bine posibil și ca să luăm, ca să luăm cel mai bun preț, asta e cel mai important lucru. Da, pe de altă parte, cea mai mare satisfacție, a doua, să zic așa, prima satisfacție este că am schimbat viețile oamenilor. Deci oamenii când mă cunosc... Sigur că da, este o binecuvântare da. să fii capabil să schimbi în bine viața da. Cuiva. Deci vă dau un exemplu, Marius, dacă îmi vinzi la suma asta, sunt even, nu mai am nicio, sunt even, nu mai am nicio datorie și pot să zic că încep de la zero. Și la oamenii aia le-am dat cu... 50.000, 100.000 mai mult. Da. Și au zis, domnule, mi-ai dat o nouă șansă în viață acum, nu că sunt even, am 100.000 mai mult, pot să, sau 50.000 mai mult decât mi-am închipuit și decât valora proprietatea mea. Și știu asta. Și atunci mi-ai salvat încă câțiva ani din viață și am o pensie mult mai bună. Extraordinar. Și asta mă face să mă simt extraordinar. Am să insist mult să scriu o carte, să știi. Da. Eu am să insist să scriu da. Până la urmă o carte pentru că ai povești reale. Pe care da. Poți să le spui. Și am făcut un real impact. Gândiți-vă, în viața asta da. Oamenii au un impact asupra celorlalți. De exemplu, unii ajută pe alții să își găsească un serviciu, ceea ce e fantastic, da? Încep și își găsesc un serviciu și așa mai departe. Dar pornesc practic de la zero de la servici. Eu nu că le găsești un serviciu, eu le dau poate un bonus de 100.000, 200.000, 300.000 mai mult decât și-ar fi închipuit ei. Mm-hmm. Deci asta înseamnă o pensie mai bună, înseamnă că poți să investească în altceva. Da. Deci asta este, cum să spun, cea mai mare satisfacție a meseriei pe care o am. Deci pur și simplu schimb viețile oamenilor, le dau, ajung la un nivel mult mai mult, mult mai mare decât și-ar fi închipuit. Și asta spune mult, pentru că de asta îmi dau ei pe copiilor, da. Îmi dau ei pe părinților, pe frații, da. Pe frați și așa mai departe. Da, Marius, când am da. Început noi să discutăm, asta a fost intenția ta de la început. Intenția ta n-a fost, bineînțeles că și vânzarea, de proprietăți, dar intenția ta a fost de la început să faci un impact. Intenția ta a fost să ajuți. Și vânzările au venit, pentru că ai fost tot timpul deschis, ai fost onest, ai fost supportive, deci totdeauna ai găsit soluții. Clientul n-a fost la client, te-ai pus în papucii lor, ca să spun da. Așa, te-ai uitat din perspectiva lor, nu te-ai uitat din perspectiva agentului care să încearcă să facă cât da. Mai mulți bani sau să nu-i pese da. De consecințe. Și cred că foarte, dacă există și altă gen, sunt foarte puțini care se gândesc din perspectiva asta. Da, deci fericit vreau să spun că lucrul ăsta l-am învățat din experiență. Mm-hmm. Deci acum, să zic, 16 ani când am început mm-hmm. business-ul, nu am avut, mă rog, am luat licența în 2006, în jur 2005, în perioada respectivă. Primul meu an full de real estate a fost 2006 și țin minte că eu credeam că după ce le iau licența, oamenii vin la mine și bat la ușă și zic, domnul Mitrofan, uite, îmi vând casa sau îmi cumpăr casa. Și eu credeam că chestia asta se întâmplă, adică nu mă ție licența, îți pui un semn în față, eram undeva la lor în Scubata, ții minte, în cartierul evresc. Și
Spre supoarea mea, nimeni nu bătea la ușă. Deci mi-am luat un oficiu, eram foarte mândru că am un oficiu în primul meu an, nu știu ce, și mi-am luat licența, mamă, cine sunt eu, acum începem să spargem lumea. Și mi-am dat seama că nu am, și doamna manager, o tipă foarte faină, Helen, vine o dată la mine și îmi spune: Marius, tu ce faci aici? Eu citeam de zor cărți de pe Amazon, cărți de pe tot felul de website-uri, cum să vânzi reality și așa mai departe. Da. Și mi-a spus ea: nu mai citi, adică e important și să citești, dar e important să te duci să bați la uși. Și să call, adică să suni, era înainte de do not call list. Da. Și am rămas stupefiat, am zis: cum, doamna Helen, să bat eu la uși? Că eu, de exemplu, în fiecare zi eram bătut la uși de alți oameni care vreau să vândă tot felul de produse, și eram foarte negăjit când băteau la uși. Și așa, nu mai mă deranjau și zic: doamne, dar cum pot să fac eu chestia asta când eu... în poziția. Și este o vorba, ci că ce ție nu-ți place, altul nu-i face. Și mă gândeam, cum Dumnezeu să bat la uși la cineva și să-i spun: domne, nu vrei să-ți cumperi o casă sau să vinzi o casă, când mie nu-mi convenea că veneau tot felul de alți, alte servicii și care îmi cereau să, să le folosesc. Și, pentru că nu te interesau. De-aia. Pentru că nu mă interesau. Că dacă te interesau, probabil că... Zici și făcut, m-am dus și m-am bătut la uși. Am început să bat la uși, am început să sun. Da. Și mi-a fost greu, pentru că m-au rejectat foarte mulți oameni. Deci, să zic, din 100 de call-uri, 95 spuneau nu și îmi închideau telefonul. Dar 5 dintre ei erau mai nice. Și zice: bă, știi ceva, îmi place cu... Hai să ne vedem sau hai să începem ceva. Și mi-am dat seama că a face rost de clienți este un lucru foarte greu. Este. Cum să nu? Foarte greu. Și... după aceea mi-am dat seama de lucrul acesta și am încercat să fac cel mai bine pentru acei clienți, ca la rândul meu să nu mai fie nevoie să sun, să fac cold calling sau să trimit flyere sau să bal la uși sau așa mai departe. Și cea mai bună soluție pentru business este referral, adică să faci bine pentru un om. Absolut. Și acel om să-ți dea pe cineva înapoi. Absolut. ca un mulțumesc pentru ce ai făcut pentru mine. Da, și, și asta a fost la baza business-ului meu. Să-ți mulțumesc, uite-te, încheiem anul și mi-a făcut de fiecare dată plăcere. Am învățat foarte multe și eu. Nu că m-aș apuca de real estate, dar sincer... ai fi bună de real estate. Nu știu dacă m-aș pricepe, dar vreau să-ți mulțumesc că ai adus o contribuție și în ceea ce fac. Pentru că altfel probabil că era mai săracă, eu știu, emisiunile pe care eu le produc, fără această emisiune de fiecare miercuri după masa seara cu tine și cu toate informațiile despre. Da. Așa că vreau să-ți mulțumesc și sper și să continuăm să colaborăm în mare drag. În 2022 vreau să colaborăm din nou și să mergem înainte. Absolut. Și să oferim cât mai multe sfaturi bune și să oferim cât mai multe, să spun așa, servicii celor care ne ascultă și care vor să aibă cel mai bun preț pentru proprietate sau să cumpere ceva foarte bun și să le schimb viața în bine. Asta e tot. Da. Deci dacă le schimb viața în bine, pentru mine asta e cel mai bun, cel mai mare satisfacția mea. Mulțumesc din suflet. Și eu mulțumesc și sărbători fericite, un an nou cu multe bucurii și să ne vedem sănătoși. Doamne ajută! La mulți ani! La mulți ani!